Un angajator din Germania caută pentru angajare un electrician auto. Sălăjenii care își pot trimite până la data de 17 octombrie candidaturile pentru postul de electrician mecanic scos la concurs de un angajator din Germania. Pentru a fi compatibil cu postul, cei interesați trebuie să cunoască limbile engleză și germană avansat, să aibă liceul sau școala profesională, calificare în domeniul electric auto, bună experiență ca și electrician auto, cunoștințe avansate de utilizarea computerului, permis auto și disponibilitate pentru deplasare. Salariul promis de angajator pentru acest post este de 12,67 euro brut pe oră. Contractul de muncă va fi permanent, persoana selectată pe post urmând să lucreze 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. Persoanele care vor să afle mai multe informații despre acest post pot accesa adresa de internet www.daneovm.ro, secțiunea Munca în străinătate.